Proiectul de lege a fost adoptat în ședința plenului Senatului cu 70 de voturi pentru 28 împotrivă și 0 abțineri. Reexaminarea legii 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a fost făcută în urma deciziei Curții Constituționale de a admite parțial sesizarea de neconstituționalitate a PNL și USR. Pe 23 mai, Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă cu 171 de voturi pentru 91 împotrivă și 9 abțineri, în calitate de primă cameră sesizată. Astfel a fost modificat articolul 66 din lege care prevede la alineatul 1 că judecătorii curții constituționale nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși în judecată penală decât cu încuvințarea plenului curții constituționale, la cererea procurorului general al parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție. A fost modificat și alineatul 4 pentru punerea în acord cu decizia CCR, ce conform căreia în caz de infracțiune flagrantă, judecătorii curții constituționale pot fi reținuți și supuși percheziției, procurorul general informându-l de îndată pe președintele curții constituționale. În forma inițială, înaintea deciziei CCR de neconstituționalitate parțială, în textul trimis spre promulgare alineatul 4 stipula, în caz de infracțiune flagrantă, judecătorii Curții Constituționale pot fi reținuți și supuși percheziției, ministrul Justiției informându-l de îndată pe președintele Curții Constituționale. Totodată, alineatul 3 al articolului 68 a fost abrogat. Alineatul prevedea că judecătorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecător va putea fi numit la reînnoirea Curții Constituționale pentru un mandat complet de 9 ani. Pe data de 20 martie CCR a admis parțial sesizarea PNL și USR privind imunitatea judecătorilor constituționali, în sensul că aceștia nu vor beneficia de imunitate în ceea ce privește urmărirea penală, însă este nevoie de votul a două treimi dintre membrii instituției în cazul reținerii, arestării sau percheziției judecătorilor. Inițiativa legislativă votată de Senat urmează să ajungă la promulgare la președintele Claus Iohannis.